China ar fi vrut să vadă Coreea de Nord în poziția unui stat dependent. Acest lucru nu s-a realizat, iar Kim Jong-un pare să aibă ambiții mari. Rusia încurajează acest lucru. Discut subiectul cu Balazs Barabas, editor al FNews. Bun găsit, Balazs, și bună dimineața! Hai să vedem cum trebuie să vedem triunghiul China, Coreea de Nord și Rusia. Da, putem vedea acest triunghi prin prisma unei analize de Telegraph. Ei menționează în acest comentariu publicat de curând că China ar fi vrut să vadă Coreea de Nord ca pe un frate mai mic, ba chiar și obedient față de Beijing, având în vedere, nu în ultimul rând, ajutorul pe care China l-a acordat Coreei de Nord în timpul pandemiei. Să nu uităm că este vorba despre două state vecine. De altfel, China este vădit deranjată de faptul că Kim Jong-un are ambiții pe politica externă, pe plan internațional, vrea să devină un jucător mai important decât s-a făcut odată cu lansarea de test a acestor rachete pe care le face de câțiva ani. Pe de altă parte, el s-a întâlnit și cu Vladimir Putin, ceea ce pentru China este extrem de deranjant, pentru că China ar dori ca războiul din Ucraina să se termine cât mai repede. Ori, dacă într-adevăr Rusia și Coreea de Nord vor încheia un acord de import de arme, import din partea Rusiei, bineînțeles, aceasta va ajuta pe de o parte Coreea de Nord și pe Kim Jong-un să primească fonduri substanțiale, deci bani pentru a-și menține regimul, și pe de altă parte să devină încă o dată un actor important pe piața internațională de politică și de arme, bineînțeles. Până și amabilități, să le spunem așa, au schimbat șefii Coreei și Rusiei. Da, se pare că s-au pregătit foarte mult Kim Jong-un și Vladimir Putin pentru această întâlnire. Înseamnă foarte mult pentru amândoi și și-au făcut, da, într-adevăr, și cadouri. De exemplu, Vladimir Putin i-a înmânat lui Kim Jong-un o mănușă fabricată dintr-un material al unui costum spațial folosit de mai multe ori în spațiu. Iar pe lângă aceasta i-a făcut cadou lui Kim Jong-un și o pușcă de foarte bună calitate, de producție rusă, și ca o coincidență și Kim Jong-un i-a făcut cadou lui Putin tot o pușcă de calitate foarte bună, aceasta fiind probabil și un simbol al începerii unei colaborări militare, de comerț militar, bineînțeles, nu neapărat atacuri comune, dar un comerț de armament militar. Balazs, îți mulțumim!